Finally, un live, din nou un live acasă. A fost ciudat săptămâna trecută, așa, parcă mi-am ieșit din ritm cu live-ul afară, cu Paco acum, dar a fost foarte interesant, sper că v-a plăcut și vouă la fel de mult. Salut, Didi! Astăzi o să vorbim de fun și pentru că e fun, mi-am luat și eu ceva să fie fun. So, cheers! Astăzi e și Muf cu noi. El e Muf. Salut, Adrian. Și ziceam că este fun pentru că o să vorbim despre... despre ce este... Ce considerăm noi că e fun sau funny în videouri văzute pe net, dar de fapt nu este. Adică, de fapt, din perspectiva psihologiei canine, este big no-no, da? Și o să fie, cred eu, destul de interesant. Am câteva materiale pentru voi, dar eram în căutare de mai multe. Așa că până se conectează lumea, eu o să mai caut aici. Și chiar cred că am găsit ceva. Mă rog, am mai găsit ceva. Să-mi spuneți și voi, apropo, ce vi se pare vouă, sau ce vi s-a părut în trecut funny la câinele vostru, de exemplu când era pui. Făcea ceva, vi se părea că e funny, dar după aia, ulterior, ați descoperit că nu mai este chiar așa funny, pe măsură ce câinele a crescut, s-a dus în comportamentul în altă direcție și v-ați dat seama că de fapt acel comportament nu era deloc funny. Sau se întâmplă ca oamenii să aibă câini tot așa, pui, dar câini de talie mare, să li se pară haios că fac una alta, păzesc ceva sau ceva de genul ăsta și de fapt să se trezească cu un câine de talie mare ulterior spre adolescență, începând cu 8-9 luni. Hei, Stani! Și să vadă că de fapt nu mai este chiar atât de funny, că acel câine începe să se ducă mai departe cu acel comportament. Și să amândă și așa mai departe. Bun. Repet, așteptăm să mai... Vă mai dau 2 minute să vă mai conectați. Și am niște chestii foarte interesante Till now. I aici. had no Abia o idea. să pun pe pauză. A, da, și o să avem volum pe boxe, pentru că o să o arăt pe laptop niște chestii. Deci dacă se mai aud și alte sunete de la diverse site-uri, WhatsApp-uri de desktop și alte chestii de genul ăsta, aia e, vă adaptați. Da, până una alta, până se conectează lumea, și sper că mă auziți bine și e tot ok la conectare, că dacă iarăși nu se salvează live-ul, o să am a bone to pick cu Instagram-ul. Vreau neapărat să vă recomand lichior de nuci verzi. Foarte interesant. Așa că, again, cheers. Da. Bun. Dar lumea este foarte... Chiar mă uitam astăzi și la stories. Nu prea era lumea astăzi pe internet. Ce s-a întâmplat? Ce este... Se întâmplă ceva astăzi pe undeva? De este așa chill. Bun. Dacă nu, hai să-i dăm drumul. Uite aici, o să vă pun un video foarte drăguț și o să rămână oricum pentru cei care nu v-ați conectat și revedeți înregistrarea. O să vă pun un video în care nu știu cât e de funny. Unii oameni au râs, alții au plâns, dar ideea este că oamenii din video habar nu au să citească un pic body language-ul câinelui ca să prevină și mai mult decât atât, hello lui, dau afecțiune pe un fond mental care se duce către prădător, da, am zis bine prădător. Bun, hai să vedem. Hai să întorc asta așa. Deci avem video-ul ăsta care... Îi dau drumul. So what happens if Și people want to cățelul. adopt these dogs? What do you have to do? Well, they can just call the Humane Society of New York,
And they can go online, humanesocietynewyork.org. And do they come, you know, with all the vet yes. stuff? And... They come with everything. We have our own clinic. It's Bun. Right on Fata este așa, ca să... Ah, dar n-are decât un minut, deci îl las să meargă. All the doctors there come trained. Bill Berlone trains all our dogs for us, who does all the dogs on Broadway. Can I ask you something? Why is it we don't see stray dogs as much anymore? Which is good. O să pun o pauză la un moment critic. Bun. Uitați aici. Fază faină. Observați limbajul non-verbal al San Bernardului. Deci el este exact pe principiu vânat, da? Deci fixează prada cu privirea, se linge pe bot, este cu urechile ciulite, foarte atent, omul ține de les tensionat din spate, observați mâna în punctul ăla, așa, și cu cealaltă mână, deci pune tensiune pe parte și cu cealaltă mână dă afecțiune. Guess what's happening? Mă rog, n-o să fie chiar așa grav, deci nu vă speriați, dar ar putea fi. Salut, Gracie. We don't want them put down, so you got to find a home for them. So we do, and our adoption rates are huge, and because we really care about who they're going to. Like Titus, for instance, has to go to, we'd love him to go to the country, but he just doesn't want to be, he wants to be the only one. He doesn't want to be with a bunch of brothers and sisters. He doesn't. No. You're a little bit of an attention seeker, huh? He is. He's That's like okay. Greg. Ia uite, vedeți, observați linsul pe bot, observați a plecat capul înainte. Imediat ce capul merge înainte, se apleacă un pic, câinele, tot corpul urmează capul, câinele urmează să se miște. Deci fiți pe fază la chestiile de genul ăsta cu câinii voștri ca să puteți să preîntâmpinați comportamente, da? Sau acțiuni, sau reacții. Da? Și uite, uite atenția câinelui. Trebuie să văd dacă se vede mai bine așa. Este un pic de calasonor, nu-mi dau seama de ce. Dar... Da? Deci el se ducea să vâneze, nu se ducea să se joace sau ceva. Da, da, da. Ca să salveze situația, yeah, he just wants to play. The dog wanted to kill, basically. And the doggies are good, right? Yes. Okay, good. Right. You have a new friend, Arabella. Bun, deci asta este o situație, da? Contează foarte, foarte mult. Din păcate, tipa lucra, cea blondă, lucra la un rescue în America. Point is, marea majoritate a oamenilor care lucrează în rescue, și aici kudos pentru Care for Dogs și Delia, care studiază destul de mult și pe partea asta de psihologie canină și comportament, nu toate rescues sau asociațiile de salvare animale fac chestia asta sau, mă rog, oamenii, nu asociația în sine, fac chestia asta. Ideea este că ei nu prea au habar, cel puțin în America fiind atât de multe, n-au habar ce să facă sau cum să citească un câine, cataloghează câini agresivi care de fapt nu sunt, nu știu, fac tot felul de nebunii de genul ăsta care nu sunt tocmai ok, da? Dar ce vreau să luați de la filmulețul ăsta este să învățați să vă citiți semnalele de limbaj non-verbal ale câinilor, da? Salut Mihaela și Ana și Meme TVR. Ok, e TVR-ul cu noi. Nu, glumesc. Deci învățați să citiți semnalele, pentru că dacă le citiți, câinele nu e... Ați auzit vreodată oameni care au zis ceva de genul e imprevizibil câinele, se dă să muște și nu dă niciun avertisment. Omul consideră avertisment doar mârâitul, de exemplu. Câinele dă 20 de semnale non-verbale înainte să muște. Nu, rare ori, sau nici nu mi-aduc aminte ultima dată când am văzut un câine care să muște fără să dea niciun avertisment. Eu nu, nici nu mi-aduc aminte să fi întâlnit, sincer. Sau poate că da, dar chiar am uitat, e așa de mult a fost. Tobi se plimbă. Așa.
Dar nu, chiar dau foarte multe semnale. Nu poți să spui că e imprevizibil un câine. 0,1% din câini sunt imprevizibili, da? 99,9% din câini sunt câini care nu știu să fie, adică oamenii nu știu să citească limbajul, da? Bun, hai să vă dau alte exemple. Alte exemple. Și am zis că e cu Fanny, deci Toby se neacă. E ok, e normal să mai fac așa uneori. Tata Toms. Cred că a tras aer, apă pe nas sau ceva. Bun. Îl lăsăm să-și revină. Bun. Și avem, așa, stai să văd dacă pot să o fac mare, să vedeți bine. Nu pot. Dar vă arăt. Sunt două imagini foarte drăguțe și după aia vă mai pun un filmuleț. Oameni în America și-au pus ușa, mă rog, invers, cu gemulețele în jos, ca acei puiuți de cățel sau câini adulți, nu dau seama, eu văd puiuți în imagine, hai să facem asta așa mai mare, să vadă afară. Bun, pare funny, pare cute. Asta sunt Grinch, frate, o să zică lumea că I spoil the fun in everything. Dar nu e chiar așa. Ideea este următoarea. Când hey, just like. Când tu îți pui ușa invers pentru ca acel cățel să vadă afară, tu nu te gândești un pic, ok, de ce vrei tu să vadă câinele afară? Dacă tu nu umanizezi câinele, dacă nu te gândești, bă, mie mi-ar plăcea să văd afară lui, de ce nu i-ar plăcea? Da? Atenție! De ce nu i-ar plăcea? Pentru că se agită, se activează. Când tu pleci de acasă, te vede că pleci, e cu ochii după tine, te urmărește, după aia când nu te mai vede în raza vizuală, începe să se agite, da? Trece un câine, trece un om, trece o bicicletă, trece o mașină, trece o pasăre, whatever. Câinele l-au să agite la literally tot ce mișcă de partea cealaltă a ușii, da? N-are de ce să vadă afară. Afară vede împreună cu tine, da? În plimbare, într-o acțiune pe care o faceți împreună. Afară este explorat, nu vizual, afară este explorat cu toate simțurile, da? Pentru că vizualul pe ei îi agită. Ei până nu miros ceva, nu percep acel ceva sau îl percep ca pe o amenințare sau... În orice caz nu îl percep cum trebuie până nu-l miros și prin geam nu pot să-l miroase. Prin geam doar îl văd, da? Este cam același principiu la imaginea asta ca interacțiunea prin gard, da? Pentru că ei doar se văd și dau nas în nas câinii la unul de o parte a gardului, unul de cealaltă, încep să se ia la harță, da? Dacă ei s-ar mirosi, dacă ar putea avea acces unul la celălalt să se miroase la spate, cum ar fi normal, ar mai fi aceeași interacțiune. Ați văzut, chiar apropo de filmulețe funny, era un filmuleț la un moment dat cu niște câini de o parte și de cealaltă a unei porți și în momentul în care se certau și în momentul în care s-a deschis poarta nu s-a mai certat, adică nu mai era o barieră care să-i blocheze de la ajunge unul la celălalt și pe care să o păzească de o parte și de cealaltă și nu mai era o barieră între pentru ca ei să interacționeze și normal, să se miroase normal și așa mai departe, da? Deci, sunt niște lucruri la care trebuie să ne gândim înainte să... Da, e funny și ha-ha și după aia îți lași câinele să facă același lucru și așa mai departe și dai dintr-una într-alta, da? Bun, deci asta cu căței cu geamul e drăguță, în teorie, în practică nu e așa drăguță, da? Știu că a circulat destul de mult pe net în perioada care tocmai a trecut. Am găsit una astăzi aproape la fel de drăguță, n-a drăguță, da? Este asta. So you went to the bathroom without me. De ce vă aduce aminte treaba asta? Da, e funny, dar nu e chiar așa funny, pentru că dacă îți face câinele chestia asta în casă, ai un caz de anxietate de separare de te dă pe spate. Sincer, eu n-aș vrea. În sensul în care este foarte greu de reabilitat un câine care a reușit să facă. Sper, for the sake of those people, că de fapt nu câinele a făcut asta și, nu știu, s-a spart, se vrea spart un perete și s-a făcut o gaură și au făcut-o de fun poza. Dacă este așa, ok, by all means, faceți poze de genul ăsta de fun,
sunt all pro, da? Dar dacă e făcut pe bune de câine și am văzut câini care au trecut prin pereți de rigips sau de chestii de genul sau prin uși inclusiv, atunci nu este deloc funny. Da, absolut deloc funny. Eu când văd imagini de genul ăsta, eu sunt cringe. Deci efectiv fac, mă strâng așa, da? Mi se strânge pielea pe mine. Pentru că știu ce este în mentalul acelui câine și cât de stresat este. Și by the way, stai că pun iară, apropo de stresat, pun iară camera aici, nu știu dacă se vede, dar limba câinelui e de jumătate de cot. Deci clar un semnal de stres, da? Când limba câinelui nu este doar relaxată în afara gurii, da? Un pic vârful ei scos în afara gurii, când ea târnă pe mijloc, nu pe lateral, ci atârnă pe mijloc foarte mult și cu respirația foarte sacadată, ăla este un semnal că acel câine este anxios în acel moment, este stresat, e un stres foarte mare pentru el acel moment, da? Deci, iarăși, citiți limbajul non-verbal, da? Mă mai duc la un link și, iarăși, repet, să-mi spuneți în comentarii dacă ați avut chestii pe care le-ați considerat funny și, de fapt, nu erau, sau dacă... Dacă aveți voi vreun link sau ceva, dacă aveți pe WhatsApp, cei care aveți WhatsApp-ul meu, trimiteți-mi pe WhatsApp că o să le pun aici acum. Și am mai văzut astăzi un video, să văd dacă mi-l încarc. La început, eventual, ar fi ideal. Așa. Sper să nu-mi închidă live-ul din cauza melodiei, că este cu copyright. Da. Cățelul, am ghițit un AirPod. Hey, Hillary! Și acum ei se aude el melodia din stomac. Sper că nu e pe bune. Ăsta e un pic funny, dar sper că nu e pe bune, pentru că este un comportament. Iarăși, ce face cățelul? Păi cățelul... Așa, bun. Hai să întoarcem asta. Păi cățelul ce face? Înghite chestii. Ok, AirPod-ul ca AirPod-ul, că este o chestie micuță. Salut, Ada. Dar ce faci când înghite un ciorap lung sau un dres care se poate încălci pe colon, pe stomac, pe, mă rog, mațe, da? Not funny. Câinele ar trebui să aibă o limitare la a apuca chestia, a lua cu gura lucruri care nu îi aparțin, da? Deci, el tot ce primește ar trebui să primească din mâna voastră. Jucărie, mâncare, din mână, când zic, mă refer să vină de la voi acel obiect, da? Jucărie, mâncare, băți, whatever, nu știu, treats, orice, orice, dacă nu vine de la voi, el n-are ce să caute să pună botul pe el. Și cu filozofia asta eviți și câinele să mănânce lucruri de pe jos afară, câinele să mănânce rahați, că s-a întâmplat și chestia asta și se întâmplă destul de des, câinele să mănânce, nu știu, habar n-am să-și... Nu, aș zice, n-aș merge atât de departe încât să zic să-și mănânce coada sau membre, pentru că pot să se ducă în obsesivitate și să-și roadă, mă rog, labe, cozi și alte chestii de genul ăsta. Eviți o grămadă de comportamente doar prin faptul că nu vine altceva, el n-are voie să pună gura pe altceva decât ceva dat de tine, da? Fără excepții la regula asta. Nu e funny că îți fură, îți dă culăbuța la dulap, deschide dulapul și îți fură șosete, nu e funny că habar n-am, aleargă pisica prin casă, nu sunt funny chestiile astea, da? Astea sunt destul de sad și destul de periculoase ca și comportamente, da? Deci nu vă mai... Bine, acum am vrut să zic, nu vă mai hliziți la chestii care nu sunt funny, dar e dreptul vostru să râdeți la ele, doar nu vă lăsați câinii să facă lucruri de genul ăla sau să faceți chestii de genul doar pentru un video funny, ca să postați un video funny, da? Stai să mai caut. Mai interesant este, postează multă lume pe grupurile de dresaj, videoclipuri de genul ăsta care... majorității oamenilor li se par funny, pe când ele de fapt nu sunt. Salutare, Adrian! Așa, ia să vedem.
Bun. Sunt multe, din păcate, uite, de exemplu, pe pagina, acum fac reclamă, pe pagina Barked, da? E o pagină destul de mare și pe Insta și pe Facebook. Sunt multe videouri care ei le promovează ca fiind funny, dar nu sunt. Deci 90% din videourile de pe pagina respectivă nu sunt funny. Sunt comportamente deviante, cred, ale acelor câini. Pe 9gag, iarăși, nu știu ce fac reclamă, dar nu e ca și când nu le urmăriți majoritatea pe 9gag, clar îl urmărește toată lumea. Pe 9gag la fel, o grămadă de videouri la care am văzut o grămadă de reacții de la oameni care râd, reacții de râs, reacții de whatever, nefiind funny deloc videouri. Bun, băi, da, atunci când vrei, știi ce este știi de fapt ce este interesant? Că atunci când nu vreau să dau de din astea, mi-apar 17 în feed. Când vreau să găsesc ceva, nu găsesc, da? Dar, stai că am găsit o chestie interesantă. Problema este că mi se mișcă laptopul foarte greu, aparent, și cred că de-aia are și lagul ăsta de sonor cu, mă rog, cu video. Am găsit ceva, oh, Jesus, nu vă arăt așa ceva că o să muriți. Din nou, oamenii, încă o chestie. Nu înțeleg oamenii care stau și filmează, credeți-mă că am avut și eu situații destule în care aș fi putut să stau să filmez doar pentru că, nu știu, e interesant comportamentul sau e un comportament pe care aș vrea să-l studiez la un câine sau la o interacțiune între doi câini. Uite, chiar la Pack Walk, da, în weekend, mi-ar plăcut sincer să surprind pe video și interacțiunile de la țarc, pentru că fiind cu ochii fie într-o parte, fie în cealaltă, n-am putut să le surprind pe toate în același timp, da? Pe video aș fi putut să fiu un pic mai vigilentă la diverse comportamente, însă eu prefer ca atunci când, mă rog, sunt mai mulți câini sau doi câini sau whatever care interacționează, să nu stau să filmez, ci să fiu acolo, prezentă, să pot să intervin dacă văd un semnal alarmant, să pot să, habar n-am, să fiu, pur și simplu. Exact asta vorbeam și cu Roxana, a lui Cali, că nu e ok să nu fii, și totuși poate să vă arăt ceva care să vă sperie sau să vă dea așa o reacție de milă pentru animalul ăla. Și mie mi-e milă, by the way, și eu sunt destul de empatică cu niște chestii. Sunt 3 husky care au prins o găină și o termină, basically. Și cineva stă și filmează. E, mie, hai că v-am descris ca să nu vă arăt că vă mă rog, întristez. Mai rău decât o fac acum. Așa. Dar, da, de ce ai stat să filmezi chestia aia în loc să iei animalul sau să intervii în acea situație? Nu înțeleg. Sincer, chiar nu înțeleg. Adică, trebuie un pic să fim mai echilibrați în abordări, da? Repet, și mie îmi place să studiez câini, îmi place să îi observ efectiv, da? Dar nu pot să stau ca și să observ, hei, Tereza, când ok. Uite, ceva cu adevărat funny. Hai mă să vă fac și plăcerea. Nu doar să stați, știi cum era melodia aia, stai lângă mine, să simți durerea, stai lângă mine, să simți plăcerea. Uite. Deci asta chiar este funny la modul serios, pentru că sunt niște puiuți de border collie și consideră, pentru că instinctul lor este să facă herding, să facă, nu știu cum se traduce herding, cineva să-mi traducă herding, vă rog. Așa. Se joacă, mă rog, este și un bișon acolo și îl consideră oiță. Drept urmare, bișon, mă rog, ceva mic și alb. Și ei își fac instinctul, da? Deci asta este într-adevăr o chestie și funny și ok, pentru că așa e natural pentru ei să facă, da? Și vedeți că fac efectiv herding, deci nu se duc
călare pe el. Să mâne, mă, mersi, Tina. Așa. Băi, n-am deloc cuvântul ăsta în dicționar. Mânatul la mine e zero, nu există în dicționar, trebuie să-l pun repetitiv. Dar vedeți că se opresc în momentul în care se oprește, deci nu fac ceva, ieși, nu-l, Tina, ajută-mă iară, harass, nu-l hărțuiesc, da? El se joacă și fac herding, deci este extraordinar video ăsta. Dar da, ăsta este un video funny, da? Ia să vedem, am luat-o de la capăt, nu, mai era un pic. Foarte, foarte tare. Stai să nu-mi dea next, că nu vreau next. Bun. Ia să întoarcem camera din nou. Bun. Sunt și videouri cu căței îmbrăcați în diverse costume. Alea sunt ok-iuțe. Depinde de toleranța cățelului la a fi îmbrăcat. Dacă sunt câini care sunt obișnuiți toată ziua cu hâinuțe pe ei, absolut no problem. Da, e ok să fie... mă rog, să fie îmbrăcați în diverse costume, sunt funny sau cute sau whatever videourile respective, all good, da? Dacă e un câine care este evident stresat sau nu-i place deloc să fie îmbrăcat și tu îl chinui să-l îmbraci doar ca să faci o poză sau ca să faci un video funny sau cute sau whatever, don't do anything for clout, da? E vorba lui Offset. Așa. Să vedem ce mai avem. Băi, dar voi nu ziceți, sunteți așa fascinați de ce zic eu sau nu aveți de-astea de videouri funny, not funny? Credeți-mă că am căutat, dar din păcate timpul a fost foarte limitat astăzi, așa că am căutat în măsura disponibilității respective. Neavând prea multă, n-am insistat, că n-am avut efectiv când. Bun. Încă o chestie. Uitați-vă la videouri în care interacționează mai multe tipuri de animale. Dar videouri... Toby. Nu mor. Toby se scarpină și dă cu zgarda de podea și mă... bruiază. Așa, în care interacționează mai multe tipuri de animale la modul pozitiv, nu animale care vânează alte animale sau alte chestii de genul ăsta, ci animale care interacționează ok. Bun. Încă o chestie, vine Halloween-ul. Cine își pictează căței? Nu, era o întrebare retorică, evident, sper că nu-i pictați. Nu că este... e același lucru ca la hăinuțe, da? Dacă e ok. Dacă este de... mă rog, un câine relaxat cu asta, obișnuit, cu niște produse speciale pentru câini, by all means. Dacă nu, don't. Don't stress the dog out. Da? Bun. Cu vopsea safe. Da, zice Tina că ea chiar a pictat, dar cu vopsea safe. Da, am văzut și la Lunatica, la fel. Și știu că ea are grijă de cățelul ei. Deci all pro dacă câinele este relaxat și n-are treabă cu asta fără probleme. Dar repet, dacă este stresat, dacă... nu e ceva ce-i face și lui plăcere, don't do it. Mi-a trimis Miha un video pe WhatsApp, ia să vedem. Mersi, Miha, așa, anunță-mă că nu pot să... am închis WhatsApp-ul, mi-am dat seama că v-am zis să-mi trimite și după aia l-am închis ca să nu mai bâzâie aici. Dar bravo, bine că mi-ai zis. Stai să văd. Câine pictat mi-a trimis Tina. Ia. Se încarcă greu de ce aveți răbdare. Ce tare, arată ca o căprioară. Da, am văzut, stai. Deci Tina mi-a trimis câinele pictat ca o căprioară. Vedeți că are pete acolo. Nu știu dacă se observă așa bine, dar fain. Și sper că a fost ok. Pare ok, pare relaxat. Salut, Pufi. Așa, și stai să văd. Mi-a trimis Mihail aici un video de pe YouTube. Stai o secundă, Mihail, să încarc YouTube-ul. Și să
să vedem. Deci tu mi-ai trimis un video care nu știi dacă este funny sau nu. Să vedem. Așa, hai că o să întorc să vedeți și voi. Sper că și auziți. Bun, da, ăsta are 2 minute și ceva, o să de... Aha, ok. Uite, iară, semnale, da? E choke collar, uite, tensiunea, sper că o vedeți, da? Tensiunea acolo, câinele cu urechile pe spate și cu o privire îngrijorată s-a lins de vreo 2 ori pe bot și în continuare reporterul îl mângâie. Nici polițistul, care ar trebui să știe ca și handler semnalele astea, nu... Nici nu i-a spus reporterului să nu-l mai atingă, da? He is clueless, he is probably as clueless, așa. Nu i-a zis, n-a citit câinele, n-a citit câinele și e normal câinele să reacționeze în contextul ăla. Se simțea foarte nesigur câinele respectiv. Și acum, ce-a vrut să facă omul? Ia stai, stai să dăm un... Deci omul a vrut să pună, apropo am pus pe grup astăzi, Mihaela, cum să saluți un câine și cum să nu-l saluți, ai văzut chestia aia. Da, nu saluți un câine, mai ales când e un câine nou, e un câine de lucru, da? Și mai important, e un câine de lucru. El voia ce? Să-l pupe pe frunte? Exact reacția pe care ați văzut-o în imaginea de pe grup, da? Mm-hmm. Și l-a luat fix de nas. Ăla, apropo, aia n-a fost... Da, dar e wide open, da? Încă o chestie, sper că ați văzut, stai să încerc să surprind. Bun, uite aici, da? A deschis gura larg, într-adevăr. Iarăși, gura larg deschisă. Aici un pic a atins cu dinții, dar până să-l tragă... Stai că mai dau un pic înapoi. Până să-l tragă... Pac, aici. Aici era înainte să-l tragă ăsta, polițistul, da? Câinele n-a avut intenția să facă rău. Deci n-a avut intenția să muște, să distrugă, să omoare. Pentru că dacă ar fi avut intenția, el prindea de gât. Și aia era, da? Și n-a avut intenția nici măcar să muște. Pentru că altfel ar fi închis botul cu totul, da? El ce a avut intenția a fost să corecteze, să-l... Se arate omului care nu citea niciunul din semnalele lui că îl vrea mai la distanță de atât. Da? Și n-a făcut nimic greșit. Din punctul meu de vedere, câinele n-a greșit acolo. Oamenii au greșit acolo. Și nu că țin eu partea câinilor, Doamne ferește, când e de vină câinele, e de vină câinele. Dar rare ori, din păcate, da? E de vină câinele. Aggressively, yeah, right. Nu. Ok, deci de aici e bullshit încolo, am înțeles. Da, ia să văd ce mi-ați mai trimis. Dacă întoarcem asta. Mersi, Mihaela, da, foarte relevant video. Nu este funny, dar este relevant pentru, da, ce... Stai că Tina mi-a trimis aici poze cu animale. Tina, ești drăguță. Astea sunt funny, într-adevăr, nu o să le pun la categoria de care vorbim astăzi. Dar, Mihaela, tu mi-ai dat o idee foarte drăguță și anume de YouTube. Și pe YouTube, ce găsim noi dacă căutăm, de exemplu, când o să mi se încarce și mie ăsta, dacă căutăm funny babies sau kids, da, hai să zicem babies with dogs. Asta o să fie a gem. Nu știu cum mi-am dat seama mai devreme. Dar hai să căutăm un video mai scurt, ca să nu stau acum, că îmi dau de-astea de 10 minute, 8 minute. It's a funny baby with dogs. With dog. Baby with dog. Da? Și ce apare? Din nou vreau unul scurt. Pentru că marea majoritate nu sunt deloc funny. Ok, uite.
De ce nu sunt funny? Pentru că oamenii consideră că sunt... uite. Bun, dăm de la început. Hei, Victor. Nu lași câinele să facă chestia asta. Pentru că acel câine la un moment dat se va simți... Uite, deja el este dă semnale de îngrijorare. Bun. Not funny, da? Câinele n-are ce să caute cu lobuțele pe copil. Și nu faci chestia asta, pentru că copilul evident că n-are cum să știe, se va duce. Stai să nu o ia înainte. Se va duce către ce-i dai tu acolo, da? Cățelul evident că se va duce și el, dar un lucru important. Cățelul trebuie să respecte și spațiul copilului și mâncarea. Întotdeauna când eu îmi hrănesc câinii mei, le cer distanță. Le cer distanță față de bol, le cer distanță față de mâncare dacă le-o dau din mână. Nu pot să vină în spațiul meu ca să fure, în ghilimele, mâncarea sau să se bage repede peste bolul de mâncare. Ei trebuie să fie respectoși față de mâncare, da? Și atunci, no good. Hai să-l vedem pe celălalt cu boxerul, că n-am fost pe fază. Ok, now. Too much interaction, adică e mult prea mult lins. În lumea lor, observați la țar cu un câine care linge, de că o să întorc asta, un câine care linge excesiv un alt câine. Vedeți dacă câinele care este lins acceptă chestia asta. Marea majoritate o să observați că nu acceptă să fie linși așa, insistent, da? Uneori nici măcar linși așa câte puțin. Și vă mai dau o temă, să căutați wolves being submissive. Un lup care este supus o să lingă pe la bot un alt lup, iar acela o să-l corecteze chiar dacă primul îl linge. Linsul ăla nu este neapărat ceva de dorit, este luat un pic de... este un pic luat ca o violare a spațiului personal, a spațiului intim, da? Drept urmare, n-aș lăsa. Nici pe noi n-ar trebui să ne lingă excesiv câinii. E ok, îți vine, dă o limbuță, două pe obraz, da? Sau pe mână, e ok, da? E un semn de afecțiune. Dar dacă insistă și linge 5 minute, dacă îl lași, îți ia pielea și te linge constant, not ok, da? Ceea ce un pic face boxerul de aici, hai să vedem. Bun. Stai, apropo de asta cu linsul, stai că mi-a dat Tina aici video cu linsul. Tina, sper că mai încap videourile. Ah, da, corect. Deci, cine e pe grup știe. Salut, Alexandra. Ăsta micu, da, Tina, am văzut. Uite cala ce reacție are când el o linge, da? Nu vrea acea interacțiune și dacă el insistă să o lingă, chiar dacă o face cute, da, nu, ni se pare cute. Pe tine dacă te linge puiuțul așa, zici că, a, ce drăguț e puiuțul, mă linge, mă iubește. E, cala nu consideră că o iubește, cala consideră că este nerespectos cu spațiul ei personal. Deci diferență foarte mare între cum vedem noi și cum văd ei, da? Bun, revenim. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe aici. A, facem analiză pe video acum. Bun, cute. Vine și câinele Boston Terrier. Da, fratul ăla. Deci ăsta a fost literally singurul care a fost cute până aici, da? Au intrat amândoi pe același spațiu pentru că au aceeași mărime. Ok, no problem here, da? Din nou, ăsta e al patrulea, cred. Din patru videouri, ăsta a fost primul care chiar era cute și chiar nu avea nimic greșit în el din punct de vedere nici al comportamentului bebelușului sau omului, nici al comportamentului câinelui. Da, but it's cute. I know it's cute, but still not funny. Bun. Ia să vedem. Ok. So far, not necessarily wrong. Da, aici e doar... aici trebuie să ai grijă cu entuziasmul, pentru că copilul este super entuziasmat, câinele se poate supraentuziasma și el și poate să reacționeze. Poate să intre în alte... da, să o dea în altele.
din simplu fapt că este supraentuziasmat. Da? Deci nu e, nu e nici funny, nici not funny. E, e, is good-ish. Ok, nici asta n-aș lăsa-o, da? Se joacă, dar este mult prea în spațiu copilului. El, lătratul ăla pe care îl face aici, înaintează cu el. Vezi? Didi zice că mi-a trimis un video pe Facebook. Stai un pic că la Facebook e mai complicated. Da, stai să mă întorc. Așa, până caut. Bun. Hai să vedem. Dar da, înțelegeți un pic un debat, da? E o chestie de grijă la ce interacțiuni considerăm noi a fi funny. Pe pagină, bănuiesc, Didi, pe pagina mea, nu? Da. Bun, imediat. Pam, pam, pam. Până atunci, mai ziceți voi ce vi s-a mai părut funny, not funny. Inbox. A, gata, l-am găsit. Văd că este un pic decalat, pentru că tine am tot semnala aici că am video pe WhatsApp, dar eu deja filmam video. Da, l-am găsit. Ia să vedem. Stai să-l facem mare dacă am cum. Nu prea am cum aici, do. Ah, cam nasol cu video pe... pe Facebook. Vreau să văd dacă am cum să-l fac mare cumva. Și nu pot. Hai să încerc așa. Stai să vedem. Da, îl știu ăsta. E o interacțiune copil-câine, bine, dar este și cumva pe stradă, mă rog, în fine. Este un anumit, o anumită cultură, mă gândesc. E vorba de genul de cultură, da? Că India, de exemplu, dacă te duci, o să ai 20.000 de copii pe stradă care stau, mă rog, prin țărână și se joacă cu toți câinii străzi. Sunt alte culturi, da? Dar oricum, în interacțiunea aia, copil-câine, nici câinele nu făcea ce trebuie, niciun, chiar dacă e pui, nu poți să-l lași să tragă așa de piciorul copilului, da? Copilul o să reacționeze ca un copil că, na, el nu știe. He doesn't know any better, da? O să-i ardă una în cap, așa cum ar face unei jucării, pentru că el nu face diferențierea între animal, jucărie, whatever. Și câinele se va reacționa și așa mai departe, da? Deci e un dute vino din ăsta care nu e ok de nicio parte. Cine mai zice ce pe aici? Zice Victor că cele mai multe accidente, mușcături se întâmplă în casă, curtea proprie cu proprii câini. Corect, corect. E un fel, știi cum este Victor asta? Este un fel de... cel mai periculoase chestii de accidentare, cel mai mare risc de accidentare sunt e în baie și în bucătărie, așa, no, al nostru ca oameni, da? Deci e cam același lucru și cu câinii în general, da, e mai mare risc să te muște câinele tău decât alți câini. Zicea Tina că e decalată, pe ar pus orară ciorogârla. Pentru cine nu știe, Tina Speții este în ciorogârla, o găsiți acolo, are spațiu fain. Pentru babysitting, era să zic, pentru pet sitting și pentru mă rog, daycare. Asta căutam, daycare. Bun, hai să continuăm cu video-ul de husky, că n-am terminat cu explicația cu husky-ul. Deci se duce prea mult în spațiu. Când era aici, era ok. Eu sincer aș fi lăsat primul lătrat. Pe ăsta l-aș fi lăsat și atât. Dacă îl înainta așa cum a înaintat acolo, aș fi intervenit și mai mult decât atâta, dacă mai exista un al treilea lătrat fără înaintat, tot aș fi intervenit. Cu o corecție verbală, gen nu. Da? Din simplu fapt că da, bebelușul se bucură, câinele este într-un registru de joacă, doar că el e un câine mare care se joacă prin mușcat, prin sărit, prin... diverse, dar ei așa se joacă, e normal pentru ei. Dar pielea copilului este fină, este sensibilă, este, mă rog, greu de... El nu se poate apăra, nu știe să-și pună mâna în față dacă câinele se dă la fața lui să-l ciupească de nas, dar și așa mai departe. Nu e ok. Nu e ok câinele să fie în spațiu copilului așa mult. Na, acum nu este ok. Aia. Bun. Na. Nu.
Tina zice că trebuie să fac, să faci și tu un copil ca să ne arăți live interacțiunea, nu pe YouTube. Bună asta, ti. Na, eu zic să nu vă țineți respirația, părerea mea. Legat de asta. Dar da, deci, chestia asta, mi-a plăcut aici faptul că la un dat i-a zis mama nu, dar i-a zis nu copilului prea târziu. Atenție, eu nu zic numai câinele trebuie îndepărtat de copil, și copilul trebuie îndepărtat de câine. Hai să fim un pic, stai să spun invers asta, hai să fim un pic integri și să, eu am mai zis și în alt live chestia asta, să respectăm și noi spațiul câinelui și copilul respectiv, da? Așa. Nu doar să-i solicităm lui să ne respecte spațiul. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că, Doamne ferește, trebuie să-l ocolești prin casă că săracul să-i respect spațiul, dar înseamnă că dacă el, de exemplu, se odihnește sau, nu știu, let sleeping dogs lie și nu, don't mess with a dog who's eating. Which is eating. That is eating. Whatever. Ați înțeles ce am vrut să zic. Așa. Point is, lasă-i să mănânce, copilul n-ar trebui să atingă câinele care mănâncă, Toby. Go. Se tot fâție. Și n-ar trebui să... Deci n-ar trebui să aibă treabă cu câinele care mănâncă, n-ar trebui să aibă treabă cu câinele care se odihnește. Nici voi n-ar trebui să aveți treabă cu câinele care se odihnește. Lăsați-l să se odihnească. Mai ales că majoritatea oamenilor nu știu cum ar trebui trezit corect un câine din somn pentru interacțiune. Pentru că n-ar trebui trezit din somn nici pe auditiv, deci chemându-l verbal, n-ar trebui trezit din somn nici pe atingere, da? Nici, nu știu, în alte forme, da? Ar trebui trezit din somn prin miros. Asta înseamnă să-i dai ceva pe la nas. Fie să pui mâna ta sub nasul lui ca să-ți simtă efectiv mirosul, da? De ce să o pui sub nas? Nu când te-ar simți de la 7 metri distanță, dar el doarme în acel moment. Drept urmare, nu. Mă rog, nasul nu funcționează atunci, la modul ăla. Când îi bagi mâna sub nas, însă o să te simtă, da? Fără să-l atingi, atenție. Sau îi pui un trit sub nas, da? Pentru că trezitul ăsta, sub o formă cumva instinctuală, da? Prin cel mai primar simț al lor, da? Este un trezit plăcut pentru ei. Este un trezit ca atunci când... diferența este așa. Când te trezește iubitul, iubita, soțul, soția, whatever, cineva drag ție, te trezește dimineața foarte frumos, îți aduce micul dejun la pat, te ia în brațe, te... Așa? Versus când te scutură. Bă, trezește... Să arunc o cană cu apă rece pe tine, da? Nu, prefer să fii trezit frumos, da? Adică să fii trezit plăcut. E, pentru ei plăcut este partea asta de nas, da? Partea de miros, să-i trezești prin miros. E, având în vedere că oamenii habar n-au chestia asta, nu vă treziți, sau mă rog, e bine și e vorba aia let sleeping dogs lie și interacțiunea asta dintre copil și câine e prea mult. Copilul e prea în fața câinelui, mai mult decât atât, dar pentru câine pare, sau el percepe interacțiunea asta ca un copil care îl mușcă, un membru al haitei care îl mușcă de față. El e îndreptățit să reacționeze în momentul ăla. Mama l-a corectat în ghilimele pe copil. Tyler, no! E cam același lucru pe care îl facem și noi uneori, și zic facem și noi loosely. Eu nu-l fac. I'm kidding. Îl făceam și eu cândva, acum chiar nu-l fac. Dar poate vă surprindeți făcându-l când spuneți nu câinelui și lăsați doar la nivel de nu, chiar dacă el nu reacționează la nu respectiv, da? Nu e ok, da? Nu trebuie să reprezinte ceva și chiar și pentru un copil atât de mic, dacă i-ai spus Tyler no, păi ok, ai văzut că el în continuare face fix ce făcea înainte să-i spui nu, te duci, îl apuci, îl iei de acolo, da? Îi arăți ce vrei de la el. Dacă tu nu faci nimic, evident că ce contează nu? E ca și când ar veni poliția și te-ar certa pe tine, bă, dar de ce ai trecut pe roșu? Că nu e ok, știi? Bate un pic obrazul, știi? Dacă nu există o amendă, nu există puncte pe carnet, nu există nicio repercusiune, sănătate, voie bună, te-ai dus, da? Trebuie să existe o repercusiune, trebuie să existe ceva neplăcut pentru tine ca să oprești
comportamentul sau să știi că, bă, nu e ok să trec pe roșu, că s-a mai întâmplat să trec pe roșu și a făcut nașpa. Da? La fel și cu câinele. Bun. Ia să vedem ce zice aici Victor. Oli a fost trezit de puiul lui, efectiv s-a urcat peste el și l-a mușcat. Da, deci puiul s-a urcat peste Oli, da? Și Oli l-a mușcat pe pui sau puiul l-a mușcat pe Oli? Că n-am înțeles exact, să ne spui. Mai avem un pic. Să continuăm video. Până ne zice Oli cine s-a urcat pe cine și cine a mușcat pe cine. Nu Oli, Victor, pardon. E foarte confusing când aveți numele... Ești obișnuită să văd numele... prenumele, practic, și după aia orice altceva. Gen Iulia Fuchi, dacă am Iulia Fuchi, eu mă gândesc că Iulia e numele și Fuchi e, mă rog, Nicu. Ok, Oli a mușcat, zice Victor, adică câinele, tatăl, da, și-a mușcat puiul pentru că s-a urcat pe el și a fost trezit din somn. Corect, este și normal, dar de ce? Ei nu fac discriminare între faptul că e stăpânul, este sânge din sângele lor, e un pui, da? Atenție, și chestia asta, mersi că ai punctat, Oli, stai că mă întorc. Și chestia asta cu nu îmi corectez câinele pentru că este micuț, talie mică, sau nu îmi corectez câinele pentru că e puiuț și așa, ei n-au nicio problemă de... They're not ageists, da? Adică... Pentru ei este irelevant că e pui. Du-ți tu puiul de 4 luni după ce a terminat vaccinurile, du-ți-l la țar, chiar vezi. Este toată lumea, toți câinii din țar că o să vină și o să-l lugu-lugu și da, uau, ce fain, e un puiuț. Nu, toată lumea o să fie annoyed, câinii adulți o să fie annoyed dacă el e foarte agitat. Dacă o să intre în spațiul lor, o să-l corecteze așa cum ar corecta și un câine adult. Deci nu au discriminări de genul ăsta. Din punctul lor de vedere, într-o haită normală și pentru că au mentalitate de haită, regulile există de la început, de când ai pășit în haită. Nu contează că ai pășit de o zi sau că ai pășit de 365 de zile. Da? Deci e același lucru pentru ei. Bun, foarte fain punctat. Hai să revenim la video, că mai avem câteva minuțele. Deci așa, aici. No, Tyler. Și ei s-a părut... Drăguț, uite, câinele, linsul ăla nu este lins că linge. Ați văzut asta? Câinele nu lingea pe copil, câinele se lingea pe bot, da? Iarăși semnal. Atenție mare la semnalele de genul ăsta. Atât de multe accidente se pot evita doar creând spațiu, revendicând spațiu al tău și al copilului și al câinelui. Nepermițând, efectiv, interacțiuni de genul ăsta. Ok, this is really cute. That is not so cute. Dar aici trebuie învățat, e foarte greu cu copii atât de mici. Nici nu știu cum să zic și cum să o punctez, pentru că un copil atât de mic e greu de... Unui copil atât de mic e greu să explici de ce n-ar trebui să facă ceva și cum ar trebui să facă, pentru că este foarte, foarte mic copilul în sine. Acum puiuțul ăla de câine e ok că este un pic desensibilizat la atingeri și e puiuț, dar în punctul ăsta deja e un pic prea mult pentru el, da? Deci poate să creeze mici aversiuni pe genul ăla de interacțiune, de strâns prea tare, de apucat, luat, întors, ridicat și așa mai departe. Hai să vedem. Yeah, ok, ăsta este cute. Ăsta, nimeni nimic, copilul se bucură, căței sunt liniștiți, all good. Aici, deloc cute. Absolut deloc cute. De ce? Da, copilul se gâdilă și se bucură și așa. Mama se bucură, însă câinele revendică spațiul copilului. Nu, nici măcar spațiu. Ia ca pe o posesie personală, ca pe o resursă, îl preia ca pe ceva al lui, da? Not funny at all, adică nu... De acolo este un pas până la a păzi resursa, da? Și să nu mai lase părinții să se apropie de copil.
De acolo e un pas până la a-și consuma, în ghilimele, resursa. Că dacă e o jucărie, e a lui, poate să facă ce vrea cu ea. Nu poate să o ia, să o muște, să o roadă, să facă ce vrea, nu? Not ok. Deci, nu. Ok, this is cute. This is actually cute. Da, și așa, uite, aici folosești instinctul câinelui de a da cu laba ca să ceară, mă rog, să-ți intre un pic în spațiu sau să ceară ceva sau așa mai departe și folosești instinctul respectiv pentru a fi într-un scop constructiv, da? A te juca, a interacționa, a o face când la un semnal și așa mai departe, da? Deci, all good. Dar iată, iarăși, pe mine mă fascinează că din câte videouri am pus, au fost până acum 3 care erau ok și vreo 7, 8 care nu, da? Bun, cute. Like the baby gate. A, asta era funny că își punea lăbuțele la urechi. Da, all good aici, nu e nimic greșit în partea asta. Except for the crying. Ok, bun. Asta este funny accident. Pentru că, iarăși, câinii sunt obișnuiți să-și folosească întregul corp pentru a se juca, a-și lua spațiu, a interacționa și așa mai departe. Mulți câini o să-i vedeți în joacă că își bagă fundul în celălalt câine ca să-și creeze un pic de spațiu, da? Ceea ce a făcut cumva și câinele ăsta, doar că a făcut-o accidental mai degrabă, nu și-a dat seama efectiv că era copilul acolo. Iarăși, funny accident, deși acolo se putea lovi copilul, da? Mă rog, aia e altceva, irrelevant. Accidente oricum pot să se întâmple la urma urmei. Dar, da, deci fiți conștienți de ce semnale, de cum interacționează câinele, de nose, eyes, ears, da, miros, văz, auz în ordinea asta, de spațiu, de poziție. De o chestie. Mi-a dat pauză la video și mai am 2 minute, așa că nu o să vă mai rețin. Dacă mai aveți voi întrebări între timp, spuneți-mi. Nu știu de ce am zis că vă rețin la urmă, noi sunteți aici, nu vă țin cu forța. Așa. Da, sunt multe de discutat, sunt multe astfel de videouri. Sunt curioasă să-mi spuneți în comentarii dacă în zilele următoare, după live-ul ăsta, o să observați un pic mai atent lucrurile astea și o să vă uitați la ele cu un ochi un pic mai critic, mai degrabă decât doar ha-ha-ha, hi-hi-hi, și mai degrabă decât, Doamne ferește, bat în lemn să faceți și voi chestii de genul ăsta, da? Nu. Prefer să văd o interacțiune de tipul celei pe care o am la story acum, pe profilul ăsta, cu un copil care plimbă un câine într-un mod ok, face o plimbare structurată cu un câine și câinele urmează cu calm. Aia este, ăla nu e funny, într-adevăr, dar ăla este un video cu copii și câini pe care mi-ar plăcea să-l văd mai des, da? Din păcate, foarte rar. Așa că, keep it safe, keep it fun și funny, dar nu exagerați, da? Pentru că ochii din umbră. glumesc. Bine, dragilor, vă pup, seară faină să aveți, ne auzim săptămâna viitoare dintr-o nouă locație. Tam, 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 surpriză, vă zic atunci. Ciao!